Bună ziua! Să trăiți! Unitate reți, unitate pe loc repaus! Ce sărbătoriți, da? Când m-am dus la azi, eu am zis că am fost stăcești. Unitate pentru noastre sunt... Doamnelor și domnilor, sosește secretarul de stat, dr. Raed Arafat, șef al departamentului pentru situații de urgență. Domnul ministru secretar de stat, personal, situații de urgență, Neron Lupașcu al județului Buzău, este gata pentru începerea ceremoniei de înmânare a drapelului de luptă. Sunt inspectorul șef al unității, colonel Nicolae. Serviciul reducere pe conșatori și îngrozitori care se oprească, se alunge și să le slădească inima și îndrăzneala să o împartă fire. Se depărtează de la robii tăi și de la noi toți toate foamea și molima și le iește. Curățește și umple de toată bucuria cea duhovnicească. Fie ocrotitor și izbăvitor sufletelor și trupurilor lor. Și ca un bun îndurat și iubitor de oameni, dă-le iertare păcatelor în ziua judecății. Miluiește-i pe dânsii și pe noi și binecuvintează drapelul militar ce stă înainte pentru a dobândi de la tine ajutor. Și pururea și întrecii vecilor, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, din casa. Unitate! Acordă drapelul de luptă Inspectoratului pentru situații de urgență Neron Lupașcu al județului Buzău. Semnează președintele României Klaus Werner Iohannis. Mai în spate, mai în spate, camerele. Domnule colonel, pălmânez drapelul de luptă al Inspectoratului pentru situații de urgență Neron Lupașcu al județului Buzău. Servesc patria! Înainte! Mărș!
viață unei unități militare. Iar ziua de astăzi, cu siguranță, va rămâne în istoria unității dumneavoastră. Îi se spune drapelul de luptă, pentru că se acordă unei unități militare care este în luptă, sau care este pregătită să lupte. Dumneavoastră vă deosebiți prin faptul că inamicul dumneavoastră nu este o altă armată, nu este o persoană sau persoane fizice. Dumneavoastră aveți un inamic principal cu care vă luptați în fiecare zi și acesta este timpul. Evenimentul de astăzi, ce semnificație are? Deci conferirea drapelului de luptă de către președintele României unei unități militare este un eveniment unicat. Se întâmplă o singură dată în viața unei unități. Iar simbolul care îl
îl dă acest drapel pentru unitatea militară este de fapt recunoașterea meritelor unității și tot ce a făcut această unitate și, bineînțeles, tot ce va face în viitor în domeniul ei de activitate. Pentru pompieri, cum am zis înainte, lupta lor este una foarte deosebită. Ei se luptă cu minutele, cu secundele, ca să ajungă să salveze vieți. Pompierii sunt o unitate care este activă permanent. Nu este o unitate care așteaptă să se întâmple doar o dată la câțiva luni, la câțiva ani, ceva. Este o unitate care fiecare zi se confruntă cu pericole, fiecare zi face ceva pentru populație, sprijină populația, salvează vieți, fie că este foc, fie că este inundații, fie că este cazuri medicale, sunt cazuri medicale. Deci eu cred că pentru toți militarii care au fost astăzi, va fi o zi care nu o vor uita.